Bună seara, suntem din nou la Marea Dragoste, sunt Alice Năstase Buciuta cu o invitată cu totul și cu totul specială. Țin în mână volumul Dialogul Vântului cu Marea, Nina Casian în conversație cu Carmen Firan. Însă de data aceasta iau eu locul vântului sau al mării și sunt eu în conversație cu Carmen Firan în studioul Canal 33 România. Ce bucurie, Carmen Firan, să ne vedem astăzi în România, venite din colțurile lumii. Pur și simplu, mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu pentru invitație. Este o zi cu totul specială, este ziua de naștere a Ninei Casian, care pe 27 noiembrie și-ar fi serbat încă o aniversare și peste două zile urmează și aniversarea ta. Ați fost foarte apropiate și din punctul acesta de vedere al datelor de naștere, dar nu doar acesta este lucru care va apropia, ci o prietenie legendară, absolută, pe care voi ați așezat-o inclusiv în paginile acestui volum, Dialogul Vântului cu Marea. Știu că ai povestit de multe ori despre Nina, dar nu se vor spune niciodată toate lucrurile care pot fi spuse. Te-ai gândit să scrii o carte despre Nina, să povestești amintirile voastre? După cartea Dialogul Vântului cu Marea, pe care editura Tango cu atâta generozitate ne-a găzduit-o, Nina este de fapt prezentă în mai multe din cărțile mele. Este prezentă într-un roman care a apărut la Poliron, Umbra pierdută. N-ar trebui să fac această dezvăluire, dar pentru că nimic nu e întâmplător, cum spuneai, și pentru că astăzi e ziua Ninei și an de-a rândul la New York ne sărbam ziua împreună. Nici azi, nici poimâine, ci mâine. Iar Nina de fiecare dată îmi scria o poezie de mână pe un răvaș pe care îl făcea ca pe un răvaș și îl lega cu un șnur frumos și ne citeam una alteia poeziile dedicate. De altfel, în cartea Dialogul Vântului cu Mare există o secțiune poezii pe care Nina mi le-a dedicat, da, și eu ei. Avem Dialogul Vântului cu Marea și avem versiunea în limba engleză, da, a romanului Umbra pierdută, The Lost Shadow, acest roman în care și Nina Casian este personaj sau da, este adusă în paginile cărții cu o parte din splendoarea ei, fiindcă aceea nu vor putea atinge cu adevărat, nu vor putea înțelege cu adevărat decât cei care au întâlnit-o și au fost alături și au trăit alături de ea. Iar tu ești unul dintre cei mai norocoși pământeni care i-au fost Ninei aproape multă vreme. Așa este. Nina avea o magie. Magia ei încă funcționează pe Roosevelt Island, unde a trăit. Chiar de curând am mers pe Roosevelt Island, am făcut o plimbare și am văzut blocul unde ea și Morris au locuit și unde ani de zile mergeam, scriam Exquisite Corpse, fumam, beam, râdeam, bârfeam și mai ales aveam o mare autoironie și Nina și eu. Au trecut ani, Nina spunea, ai răbdare, bătrânețe, ai o mare dezamăgire, stai să vezi. Și felul ei de a trata viața și moartea și durerea și dezamăgirea și tristețea, cu puțină ironie, cu puțin cinism, cu puțin tragic, dar cu foarte mult joc, jocul trist, râsul, plânsul, jocul care de fapt salvează trecerea și deșertăciunea. Între voi a stat această mare valoare a prieteniei. Crezi că e o vocație aceasta, prietenia însăși, puterea de a avea prietenii de lungă durată, așa cum tu reușești să ai, cum Nina a avut câteva prietenii de-a lungul vieții, doar un anumit fel de oameni reușesc să atingă idealul acesta al prieteniei durabile? Nu știu cum e la alții, într-adevăr, a avea un prieten nu înseamnă nici să-l vezi în fiecare zi, nici să-l iubești necondiționat. Înseamnă să ai o comunicare. Nina spunea în carte, suntem foarte asemănătoare și suntem și foarte diferite.
Dar tipul acesta de comunicare înseamnă curiozitate intelectuală, înseamnă bucuria de a împărți cuvântul, sensurile cuvântului. Noi ne înțelegeam numai privindu-ne. Mergeam, făceam reading-uri împreună. Ne plăcea, nu ne plăcea cineva, decât ne uitam, știam exact. Era un short story în spatele fiecarei priviri. Era extrem de inteligentă, magnetică, extraordinar de feminină, o persoană care radia. Și cum spunea ea, draga mea, ce ghinion, sunt și urâtă, și bătrână, și săracă, dar norocul cel mare au fost poezia, cuvintele, prietenii, pentru că în jurul ei gravitau nu mulți oameni, dar constanți, cu care Nina putea să-și satisfacă hrana minții. Ea fiind în ultimii ani destul de imobilă, erau foarte importante aceste întâlniri, aceste vizite, aceste discuții. Când apărea Moris, soțul ei, care era o mică enciclopedie pe două picioare, extrem de cultivat și de rafinat, și intra și el în discuție, Nina spunea, miau, te rog frumos, lasă-mă să, cum se spune, să mănânc până la ultima firimitură bucuria prezenței unui prieten. Ne lipsește, dar în același timp e și cu noi. Este în permanență cu noi. Eu o simt pe Nina Casian mereu. Am simțit-o zi de zi în cele 8 luni în care am lucrat la antologia 1000 de poeme. O antologie, cea mai cuprinzătoare antologie, Nina Casian, nici nu sunt multe cărți. Eu, de fapt, demersul acesta l-am pornit, așa cum am pornit toate demersurile mele legate de Nina, dintr-o mare iubire și din dorința de a o dărui pe Nina Casian lumii întregi. Pentru că Nina nu este citită, fiindcă nu e îndeajuns de mult publicată, nu e cunoscută pentru că nu s-a scris suficient despre ea, și cred că noi, cei care am cunoscut-o și am iubit-o, avem datoria asta, să o ținem pe Nina prezentă. Iar în cele 8 luni în care am lucrat la antologia 1000 de poeme, am simțit-o pe Nina permanent cu mine, m-a ajutat la carte, mi-a selectat poeziile. Când nu găseam ceva, mi se deschidea cartea respectivă sau laptopul la locul respectiv, a stat cu mine la corectură. Pur și simplu, dar mie că zic telespectatorii că sunt nebună. Nina făcea prostioare de astea. Da. Era în stare de magie de genul ăsta. Și este în continuare în stare. Vă recomand și 1000 de poeme, o carte, o antologie a editurii Cărților Tango, așa cum este și Dialogul Vântului cu Marea, dar vă recomand și toate cărțile minunate Carmen Firan. Ai și tu nu 1000 de poeme, ci 101 de poezii. Este tot o antologie, da, din o selecție din toate volumele tale de versuri de până acum sau doar din anumite? Cum ai realizat această carte? Este, de fapt, în colecția 101 de poezii a editurii Academiei Române, dar cartea mea se numește, de fapt, Cuvântul e timp. Este titlul care este în interiorul cărții. Sunt poezii pe care le-am ales din mai multe volume, din 13-14 volume publicate de-a lungul timpului, pe criteriul devenirii mele în timp, nu ca persoană, ci ca poetă. Felul în care obsesiile mele s-au așezat, s-au amplificat, s-au temperat, dar ele sunt acolo, și una din marile obsesii este timpul. Timpul și puterea cuvântului. Teme la care, despre care am scris și probabil că o să continui să scriu și de dincolo. Vei găsi vreodată vreun răspuns legat de viețile noastre așezate în timp? Nu cauți răspunsuri, dar cauți niște perspective care cumva să ne ajute să îndurăm și trecerea timpului și goana lui nebună, felul în care ne obligă să alergăm de colo-colo. Uite, tu vii de la New York, eu vin de la Londra, vorbim aici la București despre Nina Casian, care e în ceruri, nu există până la urmă nici timp, nici distanțe, decât dacă le așezăm noi în propriile noastre înțelesuri. Da, dincolo de timpul pe care îl măsurăm, există acest timp psihologic, pe care este personal.
Dar chiar și acest timp personal pe care fiecare persoană îl are în parte, cred că după această pandemie, întâmplător, a fost dat peste cap. Eu personal nu mă mai descurc în timp, în sensul că evenimente foarte îndepărtate mi se pare că s-au întâmplat ieri și lucruri pe care le-am făcut acum 3 zile par foarte înghițite de timp. Cred că tipul de energie este, sau intensitatea momentelor, ține de cât de interesant, cât de participativ este evenimentul care îți traversează viața. Nu cred în viitor, în sensul că nu că n-aș pune mare preț pe el, dar nu cred că există. Cred că viitorul este de fapt un prezent continuu, după cum trecutul este o amintire. Este format din amintirile noastre despre anumite evenimente trecute. Cred că avem un prezent cu care ne punem mereu problema ce să facem. Viața noastră este destul de limitată și a trăi fiecare zi și mai ales a recunoaște miracolul mic al fiecarei zile, cred că e un experiment, un exercițiu, nu neapărat spiritual, ci de supraviețuire a spiritului. A fi curios, a te interesa cu adevărat de cineva sau de o situație, de o întâmplare, de o dramă. Ați luat timp să meditezi la drama pe care unii o trăiesc sau vorbim acum de oameni cu impact dramatic în urma războaielor, dislocărilor, foametei, întunericului, ar trebui să ne facă pe noi ca oameni să ne oprim puțin din goana de care vorbeai sau cel puțin să ne luăm răgazul de a arunca un gând, puțină compasiune oamenilor mai puțin norocoși decât noi. Din nefericire, dinamica asta orbitoare a timpului tehnologic pe care îl trăim, care și el ne mănâncă din timpul acela psihologic, ne aruncă într-un fel de vid în care ni se pare că suntem grozavi ce putem acoperi în termen de distanțe sau de performanțe, este de fapt o scurtime a relației noastre cu noi înșine. Acel anima despre care vorbeam, atingerea vântului, a apei, a mării, a copacilor, e complet înghițită de iluzia că am fi la curent sau că am fi în pas cu, în pas cu timpul. Sunt foarte multe expresii românești legate de timp. Dacă în America time is money, noi avem alte expresii care sunt dintr-o înțelepciune veche, sunt foarte filozofice. A ține pasul cu timpul, a fi în pas cu timpul, a-ți depăși timpul, toate lucrurile astea sunt de fapt meditații asupra trecerii și asupra inevitabilului. Și timpul le vindecă pe toate. Nu știu dacă e o expresie românească, o nu fi existând și în alte limbi, noi spunem asta, am crescut spunându-ni se că timpul le vindecă pe toate. Le vindecă, Carmen, pe toate timpul până cred la urmă? Cred că le atenuează și cred că din cauza că apar dureri mai mari decât cele vechi, alea trec pe locul 2. Sau întâmplări care ne afectează mai mult, cele trecute, cum se spune, cui pe cui se scoate. O dramă mai mare o înghită pe cea mai mică. Sau o suferință mai mare o pălește pe cea dinainte. Nu știu dacă timpul vindecă ceva și nu știu dacă timpul ne mai dă timp să ne gândim la el așa cum ar trebui sau să facem din el ceea ce ar trebui, pentru că, încă o dată, iluzia până la urmă înghite realitatea. Cum era timpul Ninei Casian? Cum percepea ea trecerea anilor acolo, în exil, în America, în New York? Cât de greu a trecut pentru ea timpul acela departe de casă? Nina nu s-a considerat niciodată în exil, cum știi, spunea că pentru ea ea nu era plecată. Ea avea limba română, avea cărțile în limba română. Timpul era tihnit, în sensul că Nina a știut să se protejeze de această avalanșă tehnologică, cât a prins ea. Sigur că lucrurile s-au accelerat în ultimii ani,
Dar Nina știu să se protejeze cum? Refuzând telefoanele deștepte, refuzând tot felul de contacte din acestea virtuale. Era o persoană care se uita cel mult la desene animate și la filme cu animale, la Animal Planet, și în rest citea enorm, gândea, scria și vorbea. Mie îmi spunea, am fost leneșă, aș fi putut scrie mai mult, dar mi-a plăcut să trăiesc. Ce înseamnă a trăi acum, că vorbim de o persoană la, când am întâlnit-o eu înaintată în vârstă, a trăi însemna a citi, a fi, a merge la spectacol, a fi în contact cu oameni de nivelul ei cultural și intelectual. Asta însemna a trăi. Totdeauna a preferat o discuție de 4-5 ore cu o persoană pe care o prețuia, decât să zic să scrie o poezie. Lasă, că poezia nu pleacă. Poezia nu pleacă, dar și ea poate să vină sau poate să nu vină. Nu voi, poetele, voi, scriitoarele, pentru că și Nina scria și proză, parcă tu ai scris mai multă proză decât poezie, ea a scris mai multă poezie categoric decât proză și totuși ați ținut și țineți în continuare, tu ții în continuare în palmea aceea ambele domenii. Totuși, inspirația poate să vină sau poate să nu vină. Ce părere ai despre asta și cum ai dezbătut subiectul acesta al inspirației cu Nina? Pentru că știu că ați vorbit și despre asta. Am vorbit, dar nu ne-am bătut mult capul cu inspirația. Pentru că este un domeniu foarte fluid, foarte neclar. Să ne înțelegem, Nina era o necredincioasă în toate cele. Eu mai temătoare, mai tânără, mi-am băgat nasul în multe domenii. I-am accepta cu ușoară superioritate, îmi accepta căutările. Inspirația, spui, poate să vină, nu știu ce este inspirația, dar pot să spun că există momente în care că ești într-un tramvai, că ești în, nu știu, prins într-o discuție, că ești noaptea în somn, vin cuvintele, vine ceva peste tine. Și nu exagerez, nu bravez, nu falsific nimic. Vine ceva peste tine în sensul că ai, simți o urgență că trebuie să scrii și chiar vin cuvinte. Nu multe, puțin cât să-ți deschidă și cred că oricine scrie a avut acest sentiment ușor suprarealist sau mistic, dacă vrei, că sunt momente și scrii, de exemplu, o carte în 2 luni și după aia poți să nu mai scrii 2 ani. Dar atunci când scrii, ești conectat cu ceva. Nu știu cu ce. Ești conectat cu ceva de deasupra ta sau poate cu proiecția ta mai deșteaptă decât tine. Nu știu să explic. Mi se pare că înțeleg, dar nu pot totdeauna pune în cuvinte. Cert este că e peste capul nostru. Este și există explicații din toate domeniile, cum ai spus și tu, și la nivel mistic, dar și, de exemplu, specialiști în fizică cuantică spun că aceste informații s-au adunat deasupra noastră într-un câmp cuantic și că noi, din când în când, le accesăm de acolo și le aducem la materializare și că dacă nu le accesăm noi, ele nu se risipesc, ele sunt la dispoziția celorlalți. Deci, dacă noi nu vom lua acele cuvinte cumva, cineva peste 1000 de ani, pentru că nu există timp, sau peste încă 10 secunde în altă parte a lumii, va lua de acolo informația aceea dacă se conectează, dar e totul explicat la nivel de fizică. Și probabil pur și simplu, că eu nu înțeleg nici asta, dar așa sunt. Așa se explică probabil și apariția geniilor sau faptul că o concentrare de aceste informații, care nu știu dacă este o, îi spunem informație, de experiențe trăite, care înseamnă o formă de înțelepciune, să zicem. Sunt zone în care au dat 1, 2, 3 genii, zone care n-au dat niciun geniu, dar nivelul de cultură era la majoritatea mai ridicat decât în alte părți. Ceea ce înseamnă că această energie se difuzează cumva, în sensul că mai mulți au fost răsăriți, dar și-au împărțit energia în alte zone, mai puțin, dar a ieșit un vârf.
Totul e posibil atâta timp când nu avem explicații pentru tot. Da, așa este. Rămânem în zona aceasta poetică până la urmă, în care nu există explicații cu adevărat. Vorbeai mai devreme despre timp și despre faptul că el are derularea lui dincolo de măsurătorile noastre. Pe Nina Casian am auzit-o vorbind despre timp în niște termeni mai precis și a așezat asta și în cărțile ei, în jurnalul ei Memoria Cazestre. Spunea că a avut nevoie de timp ca să scrie în limba engleză. Deși ea era o bună, foarte bună cunoscătoare de limba engleză și totuși n-a avut curajul să se apuce de scris în engleză, sau cel puțin așa a declarat, a spus, am avut nevoie de 10 ani până când să-mi găsesc curajul de a scrie cu adevărat în engleză. Pentru că este o persoană responsabilă, este un creator responsabil și cinstit cu limba natală și cu limba de adopție. Teribilismul celor care după 10-15 ani pretind că scriu într-o limbă străină, să nu uităm că Nina a emigrat târziu, la o vârstă târzie, n-a venit aici la 10-12 ani, când da, poți să asimilezi o limbă în sensul de a crea în ea, că a vorbi și a citi poate oricine, dar ca să creezi, să faci literatură, să faci poezie într-o limbă care nu-i limba ta maternă și pe care ai învățat-o târziu în viață, ar fi indecent. Și personal nu cred că acest lucru e posibil. Am avut o polemică mare despre Brodsky, care a luat Nobelul, nu? Și care și-a tradus singur poeziile în engleză. Și cum spunea și Nina, degeaba. Nu au deloc strălucirea celor scrise în limba maternă. Foarte puțini scriitori și mult mai puțin poeți. Poate Nabokov este un performer care a scris în limba franceză, nu? Dar a scrie poezie după ce a emigrat târziu, repet, este o lipsă de responsabilitate față de magia cuvântului. Cuvântul nu este o traducere, da, e în engleză, fiecare cuvânt e la locul lui. Dar nu există nimic din sufletul scriturii, din sufletul cuvintelor. Asta și tipul de muzicalitate internă, degeaba e corect gramatical dacă aceea nu transmite nimic. E cum ai citi, de exemplu, tu știi, limba, să zic, pe care o știi foarte bine, este limba franceză. Și citești o poezie tradusă din limba română în limba franceză. O înțelegi. Dar nu cred că produce o emoție. Eu personal, când l-am citit pe Henry Miller în limba engleză, mi-a plăcut grozav invenția lingvistică. Dar când am citit traducerea Antoanetei Ralian în limba română, care e o traducere excepțională, a intrat altfel în mine cuvântul. Am savurat altfel, înțeleg prin alte organe limba decât strict acustic sau strict prin citit. Deci e și aici o magie și eu am tot respectul pentru decizia Ninei de a se apropia, ceea ce am făcut mulți dintre noi cu multă grijă, de o limbă străină, ceea ce nu înseamnă că nu poți să scrii, nu știu, texte, articole, dar poezie sau proză cu adevărat, e preferabil să ai un traducător foarte bun decât să faci un lucru mediocru tu însuți. Asta tot pentru că poezia nu va putea fi niciodată așezată într-o explicație, într-o definiție exactă și nu are o formulă chimică. E poezie pentru că are și atâtea grame de emoție. Nu. Sunt lucruri absolut inefabile. Timpul și poezia ne vor aluneca printre degete pentru totdeauna, pentru că nu avem cum să le... Altă expresie frumoasă. Cum ne fuge timpul printre degete.
Da, așa este, și poezia ne fuge printre degete și sunt și care scriu în limba lor maternă și nu stăpânesc poezia și eu cred că n-ar trebui să se apropie. E altă discuție. Acolo e altă discuție. Teritoriul literaturii e un teritoriu care îmbie multă lume pentru că ni se pare tuturor că știm să folosim cuvintele ca în toate domeniile artei. Uneori nu sunt și oameni aleși de harul universului sau al câmpului cuantic, să spunem, de energia câmpului cuantic, și oameni care s-au dus acolo așa, printr-o atracție mentală mai degrabă și care n-ar fi trebuit să ajungă în momentul acela al vieții lor. Sunt. Iar în literatură cred că voi știți asta cu vârf și îndesat. Iar înțeleg din ceea ce spui cât de miraculoasă e traducerea. Arta traducerii este, de fapt, literatură la puterea 100. Este. E o discuție atât de veche. Traductore, traditor, e o discuție veche. Că atunci când traduci o carte, practic o rescrii, că autorul este dublat de traducător, poate să fie puțin distorsionat, dar totul este ca efectul final să transmită ceea ce opera originală face în limba maternă. Am tot respectul pentru traducător, cum am respectul pentru cuvânt, și până la urmă nu contează nici limba în care e scris sau ești tradus, contează ca finalitatea, produsul să fie unul autentic. Dacă este bun sau prost, de obicei sunt alții care pun etichete, cântăreț, judecă. E mai puțin interesant procesul care urmează după ce scrii ceva. Dar a scrie în sine o carte e viață, e timp. Va putea fi Nina Casian tradusă? Am avut chiar personal această discuție cu Nina Casian și cu Maurice Edwards, care, cărora le povesteam cât de mult ador povestea Doi pui de tigru numiți Ninigra și Aligru, pentru că așa m-am apropiat eu de Nina Casian în copilărie, iar Maurice spunea acest volum de versuri trebuie tradus în limba engleză, neapărat. Maurice spunea trebuie să se facă un film după Ninigra și Aligru. Și Nina spunea, nu știu cum să fac asta, nu știu cine ar putea face asta. Pentru că ea a fost o inventatoare de limbaj. Pentru că ea s-a jucat, ea are un onirism natural, firesc, în interiorul limbii. Și nu știu dacă e important să fie tradus cinstit în limba engleză. Nu? De ce? Nu. De ce nu trebuie să ajungă frumusețea asta pretutindeni? Nu, dar există așa o imagine idilică. Că dacă un scriitor a fost tradus în limba engleză sau franceză sau chineză, gata, a cucerit spațiul englez, american sau chinez. Nu e chiar așa. O traducere apare într-un tiraj limitat, într-o editură mai mică sau mai mare, chiar dacă e mare, dacă nu are marketing și publicitate, este o carte moartă, dar nu cred că asta contează. Contează faptul că Nina a scris această carte minunată, care a bucurat oricum, cred că milioane de copii, numărând în generații vorbind, și că ea există per se. Nu mi-aș mai face deloc această iluzie, sau cum îmi spunea cineva, cartea mea a fost tradusă în chineză, zice, știi ce populație are China? Bă, ce legătură are populația Chinei cu traducerea în limba chineză? Care... Dar sigur că oamenii au nevoie de să-și rănească și orgolii și iluzii, mi se pare omenește, dar nu aș face din asta încă o dată o obsesie. Nina e mare în limba română. Da, așa este, numai că suntem cumva risipitori de frumusețe. Eu așa am senzația, că risipim când ținem, dar în general, marii creatori sunt risipitori. Știu și poveștile cu Nichita Stănescu, care la mesele cu prietenii scria poeme și apoi ardea hârtia pe care le-a scris, deși ceilalți spuneau, e splendid, păstrează-l, și el spunea, nu, să rămână numai pentru noi clipa aceasta. Foarte frumos. Da. Risipitorii sunt cei mari, generoși.
pentru că alții își strâng și două rânduri dintr-un ziar, dintr-un orășel, îl pun la dosar ca să-și creeze un CV. Mari creatori sunt eliberați de obsesiile astea, sunt eliberați. Mari creatori sunt liberi și să greșească, și să ardă, și să scrie mai, cum să spun, mai puțin glorios o pagină sau o jumătate de pagină și să o rupă. Totul este bucuria creației, tot ce urmează. Cel puțin eu, la vârsta mea, la concluzia asta am ajuns. Tot ce urmează după ce ai scris sfârșitul cărții e o chestie administrativă, plictisitoare, uneori frustrantă, pe care trebuie să o faci ba pentru o editură, ba din... să nu zici că ai îngropat o carte. Există destinul cărților, există bestseller-uri, există premii, toate sunt reale. Dar vorbind de bucuria în sine a creatorului, după ce ai terminat o carte, cel mult poți intra un timp în depresie. În sensul că ai dat așa de mult, îi vine un gol așa de mare, că ți se pare că asta este, nu o să mai poți să mai scrii niciodată. Cred că mulți au trecut prin sentimentul ăsta, care nu e un blocaj, e de fapt marea satisfacție a eliberării, a faptului că vine un gol, se va umple golul. Că din nou trăim, din nou citim, din nou gândim, din nou comunicăm. Dar după fiecare carte e un sentiment de strângere de inimă. Ca după o mare iubire. Tu când ai spus acum că rămâne un gol, e exact ca și cum o mare poveste de dragoste s-a terminat și în mine așa de puternici au fost cuvintele tale încât am simțit golul acela. L-am simțit în mine pentru că e golul de dincolo de poezie, dincolo de finalul cărții, dincolo de dragoste. Tu ai adus și în cuvintele tale speranța, golul se va umple. Se umple vreodată cu adevărat și după dragoste, și după moarte, și după... Nu ne putem permite să nu se umple. Se umple golul. Cum, cu ce se umple, cât se umple, nu, este altă poveste. Dar niciodată vorbeam și de valurile astea de emigrații care vin. Eu am fost la Hanul Manuk și am fost serviți de kelner din Nepal. Și vorbeam cu un prieten, cu Adrian Cioroianu, care spunea, nu există goluri în istorie și nu există nici goluri în societăți. Dacă demografia, de exemplu, cade într-o țară sau oamenii dintr-o țară pleacă să muncească în altă țară, vor veni alții și vor umple golul. Acest gol se umple fie că e la nivel metafizic, cum vorbim, fie că e la nivel social. Lumea e forțată să meargă înainte. Nimeni nu-și poate permite să facă o selecție sau să rămână în vid, în gol. Din fericire și din nefericire. Da, după plecarea Ninei Casian din viața ta ca prietenă, ce s-a întâmplat? Cum ai oblojit absența asta, dacă s-a putut asta vreodată? Cu cuvintele ei. Cum spuneam mai devreme, Nina a spus, dar eu nu sunt în exil. Ei, așa a fost și pentru mine, într-un fel. Cuvintele ei sunt cele care țin de cald, care au umplut golul. Prezența ei fizică e dispărută, dar spiritul ei, și o citesc de câteva ori pe zi, mai ales în replicile cinice. Ca să lupt puțin cu deșertăciunea și cu tot ce se întâmplă, o citesc pe Nina. Cum am spus, una dintre ele este, bătrânețea e o mare dezamăgire. Nu vă așteptați la ceva bun. Tu ai ales din ce a scris Nina versiunile acestea optimiste, pentru că ea s-a și văicărit. Nu, apropo de asta, nu sunt în exil. Mă refer că ea a și spus, sunt departe de casă, umblu cu tubul de pastile ca să mă sinucid, ca să rezist atât de... Asta este mica ei frivolitate legendară, exact, istorică și minunată. Deci ea cocheta cu stările. Uneori spunea, nu sunt în exil, am limba română, alteori spunea,
sunt o bătrână nefericită care așteaptă moartea în fiecare zi pentru că am fost alungată pe această insulă neprimitoare. Deci, da, pentru că Ina, ca un adevărat creator, a fost și un histrion, a fost o mare jucătoare de viață, s-a jucat frumos și inteligent, s-a răsfățat, că astea sunt și răsfățuri. Asta o spunea cu oamenii pe care îi iubea. Cu ceilalți era destul de plată și de rece și de dură. Nu avea confesiuni la nivelul ăsta de subtilitate. Asta era semnul iubirii. Eu nici nu mi-o pot imagina, așa cum spui tu, rece, și nu am văzut așa, nu, efectiv, pentru nu sunt capabilă să mi-o imaginez. Pentru că tu erai una dintre persoanele alese pe care Nina te-a prețuit și ți-a fost recunoscătoare că te-ai uitat la ea altfel decât s-au uitat mulți din România. Și nu numai asta, ai făcut din ea un piedestal pe care noi în lumea literară și culturală în România îl știm și îl prețuim foarte mult, pentru că cine a făcut pentru Nina, cine a vorbit mai mult decât Nina, decât ai făcut-o tu, Alice. Și cred că ai făcut-o pentru că ai simțit în ea o formă de autoritate unică, autoritate în sensul, cum să spun, spiritual al cuvântului. O entitate superioară care este atrăgătoare nu numai prin poezie, dar prin spiritul ei, prin prezența ei, prin farmecul ei, prin cinismul ei, care este foarte salvator și care te vindecă și pe tine de o durere de spate. De exemplu, când o asculți pe Nina, te simți bine, fiindcă știe să te facă să crezi că ești egalul ei și că te pune la masa ei și te prețuiește și te servește cum se cuvine. Așa este, mă emoționează felul în care tu m-ai primit cumva în prietenia voastră și în relația voastră extraordinară și sunt nespus de onorată că am putut să fac parte din viața Ninei Casian și din această poveste de mare dragoste. O iubesc și acum pe Nina Casian, o simt acum și simt în mine la fel de vie ca oricând iubirea pe care i-am purtat-o dintotdeauna, de când eram o fetiță săracă la Ploiești care citea povestea a doi pui de tigru numiți Nimigra și Aligru și mi se părea că nu poate exista ceva mai frumos pe pământ. Mi-a intrat în vene nivelul acela de frumusețe, deci îi datorez căutarea frumuseții în viața mea acestei femei extraordinare pe care nu credeam că o să o întâlnesc vreodată. Și totuși, iată cum s-a răsturnat viața și cum ea mi-a vorbit despre tine atât de frumos și despre prietenie și m-a făcut să vreau să te caut. Noi nu ne-am întâlnit înainte să plece Nina Casian în celelalte dimensiuni, dar ea mi-a vorbit despre tine de atâtea ori încât primul om pe care l-am căutat ca eu să-mi alin dorul de Nina Casian ai fost tu și cu asupra de măsură ai adus alinare și bucurie inimii mele, așa cum sunt sigură că oricum aduci și celor care nu caută pe Nina Casian, ci pur și simplu te caută pe tine și se bucură de miracolul care ești tu, Carmen. Dincolo de prietenie, ai o prietenie extraordinară și cu soțul tău. Aveți o relație specială. Tu și scriitorul Adrian Sângiorzan ați reușit să duceți mariajul vostru la un nivel pe care nu mulți îl găsesc, pentru că lucrați împreună, polemizați împreună. Cum ai adus valoarea asta într-o căsnicie, când noi toți ne certăm ca chiorii cu soții și cu soțiile noastre și nu știm cum să scăpăm de ei? Ne-am întâlnit într-un moment în viață în care eram liniștiți și ușor puțin înțelepți, în sensul că nu am mai simțit nevoia să dovedim, să spargem, care sparge primul paharul, știți, la nunțile evreiești. Ne-am întâlnit prețuind comunicarea. Tot ce pot să spun ca o rețetă a toleranței și a înțelegerii este comunicarea.
a vorbi, a împărtăși, a comenta, a simți nevoia să, și a avea cu cine împărtăși și a, și a comenta orice. De la viață, prostii casnice, plictisele administrative, la spectacole, la literatură, la politică. Deci parteneriatul nostru, prietenia noastră, nu este numai pentru că fiecare scrie sau eu îl susțin pe el ca medic și el mă susține pe mine în, în multe feluri, ci este, este legată tot de cuvinte. Ca și prietenia cu Nina. Și cred cuvântul este salvator, nu că o fi fost el primul, dar sigur ceva magic există în această simplă afirmație. La început a fost cuvântul. Cred că cuvântul este cel care poate să pună oamenii împreună, după cum îi poate și arunca pe insule diferite. Deci arta aceasta a supraviețuirii în cuplu este o artă, mai ales dacă ea durează decenii. Intervin divorțuri, intervin copii de toate felurile, de toate dimensiunile. A fi puternic în cuplu, cred că înseamnă a putea comunica, accepta, ierta. Orgoliul este un venin care ar trebui ucis din tinerețe, ar trebui vărsat la gunoi din tinerețe, pentru că datorită, el este de fapt o travă proastă de-a lungul vieții, și în dragoste, și în creație, și în familie. Competiția în general ar trebui să fie o competiție a cedărilor. Cel mai înțelept, se spune, nu cedează. E, în general, oamenii vor să aibă dreptate, să câștige, să aibă ultimul cuvânt. Dacă lucrurile astea se întâmplă în cuplu, devine o relație toxică. Sigur că fiecare are discuții, polemici, nemulțumiri, certuri, dar astea sunt, fac parte, dacă vreți, sunt din ingredientele unei mâncări bune. Și în prietenie este așa? Și te contraziceai cu Nina, cu Nina Casian? Oh, da. Ați avut da. Polemici, mă rog, mai mult sau mai puțin da, cordiale? Da, și în carte sunt. Aici, în Dialogul Vântului cu Marea, însă se poate presupune că sunt împachetate așa, nu? Literar, că le-ați căutat cu tot din adinsul. E o carte foarte cinstită. Da? Este o carte extrem de cinstită. Sigur, nu trebuie să ne creadă nimeni. Dar fiecare cuvânt este cinstit. Cearta noastră a fost reală. Avem gândiri diferite la anumite nivele, politice mai ales. Nina vine dintr-o generație cu experiența ei. Eu eram mai tânără, mai trufașă, mai revoltată împotriva comunismului și a tot ce s-a întâmplat. Nina avea alte păreri. Ne certam, după care ne aprindeam o țigară și ea îmi spunea, vezi, de-aia îmi place mie să vorbesc cu tine. Pentru că ea a mai avut prietene cu care n-a mai ținut legătura. Trebuie, dacă nu ai și puțin simț al umorului, dincolo de toleranță și înțelegere, dacă nu ai și o viziune puțin a faptului că, de fapt, ce contează pe lumea asta, ce e esențial în oameni, în viață, în întâmplările noastre, poți să stai toată viața măcinat de o mulțime de fleacuri, de nimicuri și să te și intoxici de unul singur, să te și otrăvești de unul singur. Ori cred că noi, săgetătoare, femei, cum zice ea, nu tocmai frumușele, asemănătoare ca gândire și ca simpatii, să zic, ale vieții și ale lumii, am găsit o cale. Ați găsit o cale și calea aceasta, slavă Domnului, a rămas așezată în cuvinte, da. Și noi vă putem citi, putem căuta cărțile tale, Carmen Firan, și să ni le comandăm pretutindeni. Pe Nina Casian sper că o va citi toată lumea în veșnicie. Vă recomand 1000 de poeme, dar și jurnalul ei, Memoria Cazestre. Și vreau să închei citind un fragment din cartea realizată de Carmen Firan, Nina Casian în conversație cu Carmen Firan, un dialog absolut savuros. Ați parafrazat titlul unui poem care se numea așa, Dialogul Vântului cu Marea, și ați fost pe rând și vântul și marea, și Carmen a întrebat-o pe Nina, să te întreb totuși, când te uiți în urmă, ce vezi?
Iar Nina spune, întreabă-mă, 88 de ani gustoși. Iată cum i-a definit. Ești mulțumită? A întrebat Carmen. Da, a răspuns Nina. Pot să spun că ce-am trăit a fost bun. Mi-am făcut recitalul și damblaua, cum se spune, și datoria. M-am distrat, dar am și muncit. Poate că aș fi putut scrie mai mult dacă aș fi fost mai puțin leneșă, mai concentrată pe scris și mai puțin pe plăceri. Am iubit și am fost iubită. Dragostea mi-a luat mult timp, dar mi-a plăcut. Mi-a dat multă satisfacție, nu mă pot plânge. Am petrecut împreună ziua de naștere a Ninei Casian, împreună cu Carmen Firan, cea mai bună prietenă a Ninei Casian, așa te-a definit ea și așa te voi păstra și eu pentru totdeauna în inima mea. A trecut emisiunea ca o clipă, îi spunem în eternitate la mulți ani Ninei Casian, deși anii sunt o măsură pe care am redefinit-o împreună cu invitata mea specială de astăzi, Carmen Firan. Mulțumesc, Carmen, pentru prezența ta.